Urmează Radu Paraschivescu de la Corectură, nu? Radu de la Corectură, trecem la gramatică și vom face ca de obicei. Ascultăm niște declarații, cred că e în premieră, să luăm o piatră în gură, așa se spune, nu? Când e o premieră, o avem pe Diana Șoșoacă la Digi FM. Atâta timp când nu am un vaccin care să fie testat mult timp, astfel încât să văd care sunt repercursiunile pe care le pot suporta. Deci sunt repercursiuni de la vaccin sau nu? Da. Hai să vedem. Deocamdată o avem doar la radio pe doamna Șoșoacă, s-ar putea să o vedem și în alte locuri. Șoșoacă News. Da, sigur că sunt repercursiuni. Asta e forma corectă. Uh-huh. Înțeleg și confuzia că unii vorbesc despre curs, despre recurs. Pe de altă parte însă știu că la un moment dat la drept, la admiterea la drept, se vedea limba română. Nu literatură, limba română. Așa ceva nu se face pentru un absolvent de facultate de drept. Asta e o confuzie pe care n-ai voie să o faci. Sunt repercursiuni, adică urmări, consecințe și nici de cum repercursiuni, cum spune doamna Șoșoacă. Uh-huh. O să te țin aminte. Poate acum erau dorsale. Să trecem la o altă declarație chiar din seara alegerilor. Cifrele oficiale ne arată la 9,3%. Este chiar, asta e o glumă bună, nu da, este chiar George Simion, copreședintele. Ce cifre? Orificiale. Orificiale, da. Păi și nu rămâne. Și prin orificiu, adică. Nu rămâne așa? Hai să lăsăm așa în limba română. Sunt, bine, au mai existat inventatori în limba română. Deci am dat exemplu pe Victor Pițurcă. Și verbul a deterioriza în loc de a deteriora. E cam aceeași poveste, dar aici sunt două greșeli. Lumea pleacă după fenta orificialelor, care e un cuvânt scornit. A vrut să spună om oficiale, bineînțeles. Dar nu sunt cifre. Cifra e 8. Cifra e 3. Da, sunt numere. 28 nu mai e cifră. Da? Sunt numere sau date sau procente, dar cifre nu sunt. Bun, ok. Orificiale, să zicem că e o scăpare, pentru că asta este. E o scăpare, omul era exuberant, și a avut ceea ce se cheamă slip of a tongue. Uh-huh. Deci până la 9 sunt cifre, da, apoi da, numere, da. Numere și dați-mi voie să fac o glumă. Așa. De la 30 în sus în grade! Dar bine, la ei e vorba de o cifră, că o 9. Da, o să devină număr. Scurt timp. Hai să trecem și la președintele Iohannis. Trebuie să respectăm regulile pentru a, cum se spune popular, pentru a nu ne neca la mal. Iată o corectitudine politică. Ce bine se leagă de discuția de mai devreme. Hai, Radu, scoate-o pe asta, salvează tu aici. Păi nu, dar nu e nimic de salvat, pentru că expresia există în dicționar, este a se neca precum țiganul la mal, ca să nu fie o cacofonie, deși cacofonie putea e permisă. Putea să o zică? Avea voie să o zică? Păi putea să o zică pentru că este o expresie intrată de mult în uz. Dar în momentul în care știi mulți că ar trebui să iasă. S-ar putea să iasă, e adevărat. Însă ori nu folosești expresia asta, ori dacă o folosești, folosești-o așa cum se cuvine. Puteai să folosești altceva. Ca să nu o pățim la spartul târgului. Uh-huh. Da? Putem să lămurim chestiunea asta dacă de acum încolo vom avea grijă. Uite, întreb Tomaiu. Sunt praf făcut pe Facebook. Nu, dar nu-i cazul. Negru de supărare. Exact, negru a văzut subunghie. Negru în fața ochilor. Sunt o grămadă de expresii. Umor sunt negru. Da, umor negru. Sunt, nu putem duce absurdul până acolo încât să reformatăm o limbă în funcție de un comandament care propune uniformizarea limbajului și dispariția nuanței. De fapt, asta era temerea ta? E una dintre ele. Pentru că uniformizarea limbajului aduce uniformizarea gândirii. Asta se leagă între ele. Și ne ducem spre 1984, uh-huh, unde exista Ministerul Adevărului, Ministerul Gândirii, Nou Vorba. Existau toate pervertirile minții și ale limbajului care fac din societatea asta o societate de alienați. Eu nu vreau să fiu alienat. Da. Zi neagră pentru Ciuclaru astăzi pe Facebook. Ne-a adus și o expresie a pune batista pe țambal. Da. Ce înseamnă? Înseamnă a atenua efectul unor lucruri, al unor acțiuni și mai degrabă a mușamaliza. În mod normal, n-are rost să pui o batistă pe un țambal, dar unii țambalagii făceau povestea asta. Întindeau o batistă pe o suprafață a țambalului, că nu o acoperă pe toată, ca să obțină un sunet atenuat, da?
ca și cum ar fi operat acolo o surdină. A pune batista pe țambal înseamnă a reduce efectele, a atenua efectele sau a mușamaliza o afacere. A pus batista pe țambal, adică a făcut-o să dispară. Îți mulțumim, Radu, pentru explicații. Pentru ultimul moment al emisiunii de astăzi v-am pregătit din nou o surpriză, din nou talentul lui Radu Paraschivescu iese la iveală. Matinalul DGFM. Bună dimineața celor care chiar au ceva de spus!